Dacă dai 5 lei pe un kilogram de mere din România, toți rămân în România sau rămân în Bistrița sau unde ești sau de unde ai luat. Și cel puțin un leu cu siguranță ți-ați se întoarce ție. Ori în salariu, ori în pensie, ori în școală, ori în spital, ori în infrastructură. Ați ajuns la Brânzăria Sânt Giorzană, ce aparține Societății Cooperative Agricole de Grad 1, grupul de producători Sânt Giorzboi. Este un centru de prelucrare a laptelui. 350-400 de litri de lapte zilnic. Avem 6 sortimente de produse, printre care telenea, cașcaval, brânză frământată, caș, smântână, urdă. Clădiri mari, de structuri cu 4-5 nivele, în care nu doar stâlpii, ci și planșele sunt de lemn, eficiența termică este mult mai mare, are sens să vorbesc de amprenta de carbon, deci din punct de vedere a toxicității față de mediu este incomparabil mai mic față de beton.